vine perioada caniculară și crește riscul toxi-infecțiilor, mai ales dacă nu cumpărați alimente perisabile din locuri autorizate. Inspectorii sanitari veterinari avertizează că în condiții de temperaturi ridicate, alimentele depozitate necorespunzător se alterează repede, iar cei care le consumă riscă să ajungă la spital. Produsele de origine animală trebuie să se păstreze, ele au recomandări pe etichetă, produsele refrigerate, aceasta este gama cea mai mare care se comercializează, trebuie să se păstreze în frigider la temperatura de 2-4 grade, iar produsele congelate la temperatura de minus și mai jos, minus 12 grade. Important a nu se decongela produsele care sunt congelate de două ori, doar o singură dată, iar ele trebuie să intre la procesare. Nu în ultimul rând, igiena spațiilor de lucru în interiorul bucătăriilor este foarte importantă, adică după o igienizare a legumelor și fructelor, blaturile care se folosesc, ustensilele, trebuie și ele igienizate și abia apoi trecem la procesarea, porționarea produselor, în special a cărnii. Echipele de inspectori au plecat deja în teren să verifice dacă toate recomandările pe care le fac sunt respectate. În această perioadă sunt vizate hotelurile, restaurantele, dar și micii comercianți care vând mâncare la serbări câmpenești sau la picnicuri. Dar nu sunt omise de la controle nici piețele și hipermarketurile. Am înregistrat și neconformități cu ocazia controlelor efectuate, spre exemplificare, cu ocazia verificărilor în perioada zilelor libere de Rusalii, au fost verificate peste 60 de obiective, s-au aplicat un număr de 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 7200 de RON. Dacă obișnuiți ca în această perioadă să cumpărați direct de la producători lactate și produse fabricate din lapte, fiți atenți să faceți cumpărăturile doar din piețe, din zonele special amenajate.